Salutare! Astăzi avem un vlog neobișnuit în care noi o să povestim diferite momente, diferite lucruri care au rămas după cadru. Jasmina un pic așa se mai încurcă pentru că noi nu am făcut scenariul la ce vom face astăzi și chiar tot ce vom spune astăzi și vom arăta va fi așa, live, va fi pe viu, așa cum este, spontan. Și vrem astăzi să vă deschidem anumite taine, lucruri care au rămas după cadru, pe care voi nu le-ați văzut și nu le cunoașteți. Vreau să spun că filmările pe care noi le facem iau de la aproximativ 2 ore până la toată ziua. Nu este uneori ușor, dar de fiecare dată ne bucurăm când iese în final un rezultat foarte bun, un filmuleț interesant, un filmuleț cu impact, un filmuleț care vă va amuza și vă va aduce multe bucurii. De aceea, dați like chiar la început de acest videoclip, pentru că avem ceva interesant pentru voi. Vreau să vă deschidem un pic cortina, ce se fac în culise de la filmările Jasmina Show. Deci să începem! Jasmina, hai să începem așa cu, nu știu, care pentru tine personal poate a fost cea mai grea filmare? Și de ce? Eu cred că este videoclipul V-ați ascuns în stadion. Acesta? Da. Mă ascund de bunază? Da, e acest videoclip, V-ați ascuns la... da, V-ați ascuns la stadion, ne ascundem de abonați. Acest video era foarte fain, foarte drăguț, dar era așa, un moment, că noi filmam fix în ziua aceea, când era foarte, foarte cald, era vreo... 30 de grade. Și la noi s-a terminat apa. Noi am ieșit de două ori și nu ne-a reușit filmarea cu devații ascunse. Și noi filmam încă o dată de la început odată, fiindcă acolo era niște chestii, cineva nu a înțeles regulile și era totul cașamălașă. Cașamălașă, așa spunem noi. Deci, aici e că, vedeți, toți umblă prin stadion. Și cineva nu a zis cum trebuie să se ascundă, unde se poate să se ascundă, unde nu se poate să se ascundă. Și hai de la început. Era să cedem, era foarte greu. Vă spun, apa ni s-a terminat, deja ni se uscase în gât. Nu puteam să umblăm pe poartea stadionului încolo și încoace, să ieșim și apoi să intrăm. Da. Cel de la pază nu prea înțeles, pentru că, într-adevăr, unii s-au dus prin spațiile care nu puteau să meargă și... Ne-au sunat la pază, băi, ce faceți voi? Da. Și deci era gata să cedem, scuzați-ne, ok, haideți, noi plecăm. Dar până în final ne-a dat voie să terminăm filmările și am făcut un videoclip foarte interesant. Mie chiar tare îmi place și eu cred că poate am mai repetat, doar că în altă zi, când ar fi mai răcoare, nu aș fi ce ne-a plăcut că eram foarte mulți, erați voi dintre abonații noștri și am putut să ne distrăm. Chiar dacă nu era foarte cald și foarte greu de filmat. Apropo, la acesta, care cu emoții și țipite la Ferrari Land, eu am mai fost la parcuri de atracții și am fost la de-astea, cum noi spunem, topogane de-astea americane, American, care... Da. Fac diferite cercuri. Coaster este, da? Și parcă era ok, adică, da, era cât de cât adrenalină, dar aici, la Ferrari Land, mai am simțit ceva ce n-am simțit nicăieri. În primul rând, iată la acestea, când am fost la ele, căderea a fost într-atât de rapidă. Eu am mai fost la asemenea atracții, am fost și în Coreea de Sud, și unde am mai fost noi? În Paris, dar aici mi-a părut cel mai îngrozitor. Și eu am fost prima dată la așa ceva și sunt așa videoclipuri pe YouTube, când toți se dă pe acestea. Și mie îmi pare nu deloc strajnic, dar te dădea așa în jos, parcă cu zburai și la mine mâinile tot așa tremurau. Eu parcă mă țineam pur și simplu și iată aici se vede cu mine, mă așa, dați-mi drumul, vă rog. Dar Melissa, ce ne-a uimit pe noi toți? Fantastic. Iată ce spune ea la sfârșit. Iată ce zice Melissa. De ce așa de vă dați seama, eu stau lângă Melissa, Jasmina stă mai încolo și Victoria împărte ce e. Îmi pare că am auzit-o și pe Victoria strigând și pe Jasmina. Eu am strigat foarte tare, aici în cameră nu se vede că era foarte sus și tot zgomotul acela nu s-a prins de cameră.
Dar Melissa nu a strigat deloc. Apoi, încă cel mai grozitor ce a fost aici, ascultați-te. Da, da. Apropo, aici, la cameră, nu se redea puterea zgomotului pe care am simțit-o noi. Era așa un tunel acolo și deasupra era acel topogan. Și când treceai sub el, apăsiu jo. Parcă eram la întrecerile Formula 1, într-adevăr, și valul acela, vântul acela, simțeai cu tot corpul. Tremura tot în tine și eu chiar am fost de multe ori la atracții, dar aici chiar am închis ochii pentru că mi-a fost foarte groază. Mai ales când noi am zburat ca racheta înainte. Da, tu ești la mergeam și... Da, așa în videoclip parcă se vede că sunt mult mai curajos la această atracție, dar nu mai eu știu ce am simțit acolo. Deci, care videoclip? Poate e acesta, da, supraviețuim pe pădure 24 de ore. Asta aici e o poveste. Începutul era așa înscenat, da, cu mămica pleacă, că noi vrem să fie mai interesant. Și iată mai la sfârșit. Aha. Când e deja... Asta e prima parte, nu? Asta e prima parte. Da. A doua parte. Da, o punem a doua parte. Iată la sfârșit. Te se vede că deja e întuneric și noi stăm aici, facem cartofi. Și când noi am făcut sfârșitul, deci, noi am închis camera și așa vrem să ne strângem. Așa bucuroși că am terminat, că era cam deja frig. Mm-hmm. Și am auzit un zgomot, dar chiar serios am auzit ceva acolo, că s-a mișcat, dar nu vedem niciun om, nici o pasăre, nu știu. Și pentru că era întuneric, nu vedea nimic. Nu mi-e speriat, doamna mi-e speriat. Și tăticul a luat așa lopata și stătea acolo. Eu păzeam fetele. Dar acum mi-e că rapid să strângem focul. Și nu așa, rapid. Mă, tăticul era în față și cu lopata, mă, mic așa în spate, dar eu așa în mijloc. Și ne duceam încet ușor înspre mașină. Și așa rapid în mașină am umplut, dar chiar era foarte strașnic. Nu m-am așteptat și cel mai interesant era că la început, înainte să facem acest video și să-l planificăm, ne gândeam că pe adevărat să rămânem 24 de ore să dormim acolo și mămica mă întreabă, când acolo ne-am speriat, mai vrei 24 de ore pe adevărat să dormi acolo în pădure? Eu zic nu, desigur că nu, că era foarte groaznic. Hai, alt videoclip, hai să vedem poate ceva mai de mult. Da? Așa. Ce a fost interesant? Știți ce? Prankurile cu Yuki. Mi-am adus aminte așa o chestie. Ați văzut videoclipul ăsta? Prankurile. Da, am avut planificate și... Păi, ne gândeam cât de acolo repede. I-ai dat ceva de mâncare, nu știu acolo. Dar nu a fost atât de ușor. Și reacțiile lui Yuki au fost altele, nu la cele la care le-am așteptat noi. Mai ales când acolo puneam pelicula aceea alimentară, acolo pe ușă, băi, ne-a gândit chiar mult. Era, știi, dacă copacii, când făceam cortul din pelicula alimentară, era ușor că alergai din prejurul ei cumva. Asta dura mult pentru că trebuia multă pelicula alimentară. Aici câteva bucăți așa mici, era foarte greu, pentru că nu aveai împrejurul acesta să te învârtești și trebuia cu scociul, pelicula aceea se îndoia, da. Nu s-a primit, nu ne-a ieșit nouă din prima, dar da, au fost așa niște momente mai dificile. De asta, filmarea, cum am spus, poate să ia 2 ore, dar poate să ia o zi întreagă uneori și cei ce ne bucură pe noi, rezultatul iese, care iese la final și like-urile care le dați, vizualizările și comentariile care le scrieți nouă. Și de multe ori, noi filmăm acolo 3, 4, aproape toată ziua și iese de 10, de 20 de minute videoclip. Ne vedeți cu videoclipul cel care, cum se spunea, cu filmulețul cel, cu videorile de groază. Da, da, da. Noi l-am filmat aproape toată ziua, dar a ieșit de acolo de 6 minute, 8 minute, da?
Da. Și la aia ne-am uimit că parcă am filmat mult, dar a ieșit 6 minute. Nu, nu, stați, apropo, cu videoclipurile de groază, cine nu l-a văzut este... Iată acesta, iată aici îl vedeți, eu pornesc așa. Aceasta este varianta a doua. Jasmina, ți-a duce aminte că noi am făcut una, tot aici în parte, unde aici este Victoria. Da. Și el a ieșit așa mai mult amuzat, era influența videoclipului. Da. Vreau să spun că ideea aceasta a apărut odată cum noi discutam cu Olguța și cu Jasmina. Vedem pe YouTube alte canale, nu le dăm numele, dar care fac videoclipuri de groază. Nu, și nu înțelegem de ce fac lucrurile acestea, părinții, împreună cu copiii. Dacă vă veți informa, într-adevăr, ceea ce am redat noi în acest videoclip este un mare adevăr și o mare realitate. Videoclipurile de groază au o influență puternică asupra copilului și influențează măcar cât de dată voi puteți să nu observați acest lucru. Cele mai puternice emoții sunt frica și, nu știu, un exas de bucurie și atunci când accentuăm emoția aceasta de frică, organismul primește un stres. El de mic primește stres și nu știe ce să facă, încă nu este pregătit de stresuri. Și apoi când crește mai mare, vin alte provocări în viața lui, vin alte stresuri și el nu știe să le facă față. Într-adevăr așa este. Și nu doar, problemele sunt multe, noi le-am redat în acest videoclip, nu ne-a fost ușor, am făcut mai multe duble. Eu vreau să zic că acesta chiar ne-a luat toată ziua, da. Acolo unde ați văzut în mall că am terminat acolo cu Taisia, după ce era cred că ora 8 sau 9 seara, ne-am dus să mâncăm prânzul. Nu a fost ușor, dar totdeauna depunem atât de multă stăruință pentru că voi să înțelegeți ceva, mai ales când videoclipurile sunt așa un pic o tematică mai serioasă, vrem să vă facem un impact vouă ca să înțelegeți și ce este rău, să dați la o parte din viața voastră, iar ce este bun, să păstrați în inima voastră. Da. Deci, este așa un videoclip, eu m-am făcut o arbă sau cum, 24 de ori nu văd, da, nimic. A, iată, acesta. Da. Era un challenge că eu aveam mască și batistă legată și eu trebuie să fac diferite challenge-uri cu ochii închiși. Și este un micuț moment la urmă, este fix la sfârșit. Ați punem momentul la sfârșitul, sfârșitul, sfârșit. Atât când noi terminam... A, nu mine, știam cu mingea aceasta? Da, era așa un challenge pentru mine să mă joc cu mingea cu tăticul, dar era o minge așa mare, gonflabilă. Și tăticul vroia să termine videoclipul interesant și fain și a aruncat mingea în cameră. Acuși, 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 acuși. Dați-mi arătă momentul ăsta. Da, 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 da. A, iată aici. Iată, dați să pun și cu soia. Dați like, abonați-vă la canalul Jasmina Show și vă spunem pa, pa! Pa, pa! Cum credeți ce s-a întâmplat în acest moment? Da, am lovit camera. Dar camera pe care ținea Victoria, Victoria, apropo, cine nu știe, este sora Olguței, soției mele, mai mică, Jasmina, și ea, așa cum ținea, e uita atent în ecranul acesta micuț, eu am pălit cu forță. Am vrut așa ca să închidem cumva videoclipul interesant și ea, am lovit-o foarte tare, știi? Că ea plângea, acum ea râde, noi ne aducem aminte cu zâmbet de acest moment. Ce e care scrie, minus un cameraman, era o exagerare la ce s-a întâmplat, dar într-adevăr am lovit-o foarte tare și iarăși îmi cer scuze dacă ceva Victoria, dar... asta s-a întâmplat, voi nu știți, noi acum vă povestim lucrurile acestea. Și acum ne aducem aminte cu bucurie, cu un zâmbet așa, da, s-a întâmplat, dar s-a întâmplat ceva neprevăzut. Deci, noi cu toții cum piculeța și ne-am uitat și am găsit videoclipul Băieți vs. Fete Challenge Magazin. Iată, iată ce este ce vreau să zic. Foarte fain! Noi am vrut să facem ceva afară și era problema că era vânt și noi n-am observat că era vânt mare și de tot microfonul se mișca și când aici la început se uite așa și de tot am pus aici ca un fel subtitre. Da. Fiindcă nu se auzea, dar noi așa am filmat și începutul, am filmat tot videoclipul și când am ajuns acasă și am montat acest videoclip,
am văzut că aici nu se aude aproape nimic și noi ne gândeam, poate schimbăm pe băieți, rapid să mergem la magazinul înapoi, să facem început doar și apoi să-i aducem acasă și ne gândeam că asta să dureze mult timp și atâta noi am lăsat așa, doar că am pus jos subtitrele. Da, subtitre. Și aici încă ce este interesant, uitați, băieții începe a alerga înainte. Și caută lucruri de cu... Da, astea. Și acuși undeva aici, că se schimbă cadrele de la băieți la fete, alergau înainte și eu nu reușeam după ei. Da. Păi nu vroiam să vibreze camera, astea, și... Adică... Da. Mă stăruiam să simt cât mai lent, așa, adică să fie cu stabilizare. Dar ei alergau înainte și nu reușeam de urmă lor. Și aici arată așa, băieții, fetele, băieții, fetele. Dar de fapt, noi am filmat mai tipi băieți, totul ce au făcut ei. Și apoi pe noi, pe mine și mămica, totul ce am făcut noi. Și când, da, cum tăi te-a zis, când băieții au început, apoi ei au alergat și zic că nu reușea după ei. Și ei cumpărat aproape toate produsele și noi am zis, stați, că acolo în cameră nu vă vedeți, se vede doar așa cum tăi te-a alergă. Și de atâta noi am pus toate produsele la loc, ne-am întors la start și din nou am extras altă literă. Da. Și din nou am filmat și am zis la băieți să nu se grăbesc așa vedare, dar lucrurile se grăbeau. Dădeam mai jos și am văzut ceva foarte interesant, care tot am vrut să comentez. Da, a, știi care? Care? Iată acesta. 10 tipuri de taximetrie. Oh, da, uite, asta e foarte fain. Ia, uite. Dar trebuie să vă odihniți. Trebuie. Opuniți-vă de cum viața. Și viața nu ne va și viața. Băi, și editarea e foarte faină. Ia uitați-vă. Doamne șofer, opriți, vă rog. Muzica! Se face mai tare pe urmă. Eu vă recomand. Avem nevoie la Ichina. Asta unde? Asta e în Chișinău? La Chișinău? Cineva sunteți în regulă, da? Da. Nu am drumit, nu sunt toată noaptea și... Mi-a reușit improvizarea asta și să intru atât de tare în rol de somnolență. Cel mai tare moment a fost în parcă aici. Ateria e undeva, că nu am șofer de schimb. Domnul, șoferul ăsta și-a luat rom. Eu că mă uitam prima dată, a trecut fior prin mine, vă spun. A ieșit destul de real și chiar închideam ochii și nu vedeam ce este înainte. Cumva intuiam. Ete, la acest șofer care are multe lucruri, apoi după ce noi ne uitam la bucată așa de pe cameră și noi ne râdeam așa de tare și încă noi atunci ziceam că să improvizăm. Agenție Servitor, da, eu sunt, da, este asimilitare. Mămica, cum te-a spune, chiar râd, știi? Și se stăre să se abțină. E pe 1 iulie? Pe 10 zile. Aha. Bine, da. Trebuie să mă uit dacă sunt libere, dar cred că găsim, facem. Așa. Ați ales hotelul? Ok. Bine. Aha. Da. Dubai, super hotels. Da. Hotelul Dubai. Găsiți așa hotele? Dacă găsiți așa hotel, asta vă spun, chiar a fost o coincidență. Și dacă chiar ați găsit, scrieți-ne în nou în comentarii. Da, bine. Acum și trebuie să răspund la telefon. Mulțumesc. Alo? Ok. Ne-am distrat. Nu știu cât a durat. A durat cred că vreo 2 ore chiar sau vreo mai mult. Da? Dar ne-am distrat de minune. De fiecare dată aveam o listă ce tip de taximetrist vrem să filmăm și improvizam. Deci să mai vedem încă videoclip, poate mai vedem încă ceva. Poate. Apropo, văd aici videoclip cu autorul lui, da? Gata de surpriză! Da! Eu mi-am adus aminte de un videoclip care voi este mult mai demult și acuși vă voi deschide anumite taine. Da. Okay. Chiar interesant cum a fost făcut, este ceva o chestie de montaj. Uh-huh. Dar, cu privire la autorulotă, mașina pe care o avem acum, pe care acuși un pic o arăt în video de mai sus, iată, în video acesta, ideea a fost
să o cumpărăm, adică să cumpărăm, trecem o mașină nouă după ce am mers cu autoruata. Mămica noastră a văzut că m-am descurcat foarte bine cu o mașină atât de mare și a zis, gata, mergem să cumpărăm altă mașină. De mult ne doream mașină mai mare, să fie așa, cum îi spune, burta mașinii să fie mai sus, ca să putem merge prin diferite drumuri și mai rele. Da. Și după asta ne-am decis. Am mers și am cumpărat mașina noastră nouă, de care suntem foarte mulțumiți și mergem cu ea chiar și până astăzi. Și știi care videoclip? Acum și-l găsesc. Ia uitați-mă! Uimitor au intrat în laptop. Și acum vreau să vă explic cum am făcut asta. Ce frumusețe! Noi într-adevăr eram în casă, trebuia să arătăm într-adevăr că afară era toamnă, erau frunze galbene, nu era zăpadă. Ia, nu tot vreau la zăpadă. Mi-am venit ideea cumva, știind a face niște chestii de editare. Care zăpadă? Ce zăpadă? Iată aici, trebuia, aici când zic, uite afară e toamnă, trebuia să arăt că peste geam, într-adevăr, este totul galben, frunze galbene, căzute pe jos, frunze galbene pe copac și noi de parcă acuși vom intra în laptop. Și eu nu mi-aduc aminte, asta a fost filmată înainte sau după, dar am făcut alte filmări afară. Noi eram atunci... În Franța. Nu, în România. Da, în România. Da, regiunea Cheia-Lebicazului. Eram într-un hotel și în zona aceea era, într-adevăr, era toamnă. Dar dacă mergeam un pic mai departe pe regiunea Lacul Roșu... Acolo era șurmurile. Era zăpadă, era o iarnă adevărată, măcar că era octombrie. Dacă nu greșesc atunci. Și noi am mers și am filmat acolo, la zăpadă, și am făcut filmările aici acasă, unde era toamnă. Și dacă reușesc, te chem cu mine, ok? Și uite-ți acest om. Ce facem? Eu m-am dus după laptop, într-adevăr. Și apoi Jasmina iarăși se ascunde după laptop. Nu ne-a reușit! Eu m-aș dus... Într-adevăr, adică noi ne-am dus după laptop. Da. Și zici, când am apăsat ce am apăsat, s-a pornit videoclipul. Ce ați zis și Jasmina? Dar mi-a plăcut atât de mult că ne-a ieșit sincronizarea. Da. Când Jasmina a plecat, aici a apărut pe ecran. Și aici noi cum ne distrăm, ne jucăm, cu zăpadă. Dar mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit. A ieșit foarte interesant. Da. Și a fost bine editat. Mi-a reușit. Ok, Jasmina, eu cred că avem multe deja de spuse. Da. Eu vreau să zic că... Descoperind lucrurile astea, ce facem noi pe cadru și vă povestim vă mai multe decât ceea ce voi vedeți, vă arătăm cât de mult vă iubim, vă arătăm cât de mult muncim la ceea ca să vă arătăm ceva interesant și cred că aceasta merită like-urile voastre. Și noi nu ne predăm, dacă nu ne iese și facem din nou și voi toți să nu vă predați și să faceți ce doriți. Da, visurile voastre să le duceți la îndeplinire. Da, apropo, cu videoclipul acela cu luptă, acolo, luptă pentru visul tău, da? Iată, tot trecut acolo era. Da. Iată, cu balonul, da? Apropo, hai să știu să fiu ultimul, că acolo era un... Da, era un chestie. Iată, foarte! Iată, pum! Și aici unde s-a închis ecranul, numai ce ați văzut, hai să-mi să-l vedem. Iată, toarnă cafeaua pe... De fapt, cacao era. Da. Pua! Într-adevăr, Ana, fata aceasta care lovea așa, s-a stropit. Da? Da. Și era încă un moment aici. Acest bărbat... Băiat. E Sergiu. Pentru mine băiat, pentru Jasmina bărbat. El prima dată s-a filmat, noi l-am chemat și noi am zis, el trebuie să facă o linie mică, că după ce să putem să reparăm și să facem un desen frumos. Și el face aici două linii ca toată foaia. Și apoi noi stăteam 10-20 de minute, nu știam cum să reparăm. Tot îmbârteam desenul ăsta așa și da, așa. Și... Că la urmă trebuia să-mi iasă un desen frumos. Exact. Și asta și era ideea, că el trebuie să facă două linii, ca noi să putem să reparăm, ca să fie un desen frumos. Cumva să se încadreze în... Ideea desenului nostru. Apoi cum am găsit cum să reparăm și totuși ne-a ieșit un desen frumos, iată să-l arătăm aici la urmă. Da, cine l-a văzut, chiar ne-am străie. Este așa o tehnică de a desena. Iată, stai în urmă.
iată desenul. Iată, după idee, dacă stiuți pur și simplu așa, poate să pară că e pur și simplu... O foaie murdară. Da. Dar, iată aici e așa, dacă te concentrezi la pete, apoi vezi doar petele. Dacă te concentrezi la corabii, vezi doar corabia. Asta e așa fain, interesant. Și acest desen încă este la noi acasă, el este acolo sus, la noi, la mansardă, stă. Și noi n-am putut să pur și simplu așa, pur și simplu pentru video. Dar chiar ne-am străduit să-ți primească un desen frumos și video fain. Deci am mai intrat încă niște detalii. Deci, da, haideți să terminăm, că deja video cred că acolo e de o oră. 46 de minute de mi-arat material, să vedem cât va fi după editare. Apropo, și voi puteți să vedeți lucrul acesta. Noi am filmat 46 de minute acest videoclip, apropo, foarte rapid, a ieșit. După idee. Nu două ore, asta se întâmplă foarte rar. Da. Dar să vedeți când încă se taie, rămâne mult mai puțin. Da. Pentru că vouă să fie interesant, să nu fie prea, prea întins, da, momentul. Și asta e. După cum am spus, ne strâng să vă arătăm ceva calitativ. Deci, nu uitați să apătați pe butonul roșu, să vă abonați. Pe butonul roșu și să vă abonați. Să apăsați pe clopoțel ca să vină notificările că a ieșit un nou videoclip. Să apăsați pe butonul de like, e așa, și să scrieți un comentariu dacă mai vreți ceva de genul și dacă v-a plăcut acest videoclip. Da? Da. Sau la ce videoclip aveți voi întrebări? Da. Cum am făcut videoclipul ăsta? Ce a ieșit? Ce nu a ieșit? Da. Ce v-a părut straniu? Ce vă... nu știu. Scrieți în comentarii. Ok? Și aici vă spunem... Pa, pa!